Preasfânta Fecioară Maria este ocrotitoarea celor ce se luptă, lucrează și călătoresc pe mare. Cu prilejul sărbătorii sale și în acest an, mii de turiști și constanțeni au participat la festivitățile care au avut loc pe faleza cazinoului din Constanța. Sărbătoarea a început cu primirea președintelui României cu salve de tun și intonarea imnului României, în timp ce a fost ridicat drapelul țării pe catargul de pe faleză. Sunt onorat să fiu alături de dumneavoastră la această mare sărbătoare în care celebrăm Ziua Marinei Române și Adormirea Maicii Domnului. Am venit la Constanța știind că particip nu la o simplă ceremonie, ci la un moment simbolic, într-un loc simbolic. Este o sărbătoare de suflet, nu doar pentru cei care poartă pavilionul tricolor pe mările și oceanele lumii, ci pentru noi toți care împărtășim aceleași tradiții, valori și repere. Înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, înconjurat de un sobor de preoți, a oficiat cu acest prilej un tedeum. Biserica cea care astăzi cinstește pe Sfânta Fecioară Maria la mutare ei de pe pământ la cer, îmbrățișează pe toți marinarii români și ne rugăm necontenit ca atunci când sunt în misiune pe întinsul apelor să fie ocrotiți, să fie păziți, să fie apărați, să primească îngeri păzitori și să-și ducă misiunile la bun sfârșit. Festivitatea a continuat cu spectacolul pe apele Mării Negre, de care turiștii se bucură în fiecare an. Este o deosebită mândrie pentru noi, oamenii mării, să vă avem astăzi oaspeți de seamă la această sărbătoare de suflet, Ziua Marinei Române, sărbătoare care, începând cu 15 august 1902, a intrat în patrimoniul spiritual al țării noastre. Duminică dimineață, la Monumentul Eroilor Mării, de pe faleza cazinoului, ierarhul Tomisului a oficiat slujba parastasului pentru cei care au murit în valurile mării.